Am 5 nepoți și nu pot să-mi imaginez că într-o dimineață să fiu fără ei. Nu știu ce aș face. Mă uit la geamurile astea închise a unui consulat care și-a închis nu numai urechile, dar și-a închis inima la durerea unei familii. Suntem aici pentru că suntem mâniați pe o nedreptate așa de mare. 5 copii nevinovați în numele protecției Norvegia. Vrei să-i protejezi pe copiii noștri de noi, părinții lor? Dacă nu aveți copii, pentru că în ultima vreme aveți mai multe familii denaturate decât naturale, de ce nu opriți avortul în țara voastră? Dacă vreți copii, de ce luați copiii noștri? Faceți-vă copii! S-a întâmplat ceva cu sufletul vostru nordic? Ați înghețat de tot? Ce se întâmplă? Politicienii români care v-au vizitat au spus că au auzit orice, dar n-au auzit despre dragoste dintre părinți și copii în țara voastră. Suntem aici să protestăm împotriva unui sistem care crede că copiii aparțin statului. Ascultă, Norvegia, și ascultați orice stat din lumea asta. Dumnezeu n-a creat statul. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu a făcut familia să nască copii. Este prima instituție pe care a făcut-o Dumnezeu. Am venit să o apărăm. Pentru că mâine veți veni după copiii noștri dacă astăzi nu spunem nimic. Ne-am adunat aici și vreau să mulțumesc tuturor românilor de pretutindeni. Ați făcut zilele acestea ceea ce nicio țară din lume nu poate să facă. Statele Unite nu poate aduna 2000 de oameni la Roma, la Paris, la Londra, pretutindeni în lume. Dar noi românii o putem face pentru că avem încă inimă pentru familie. Încă credem în familie. Probabil va trebui să ieșim în stradă pentru alte lucruri și mai importante de acum încolo. Pentru că vor veni după copiii noștri. Din cadavrul familiei de astăzi se hrănește un sistem uriaș de avocați, de doctori, de psihologi, de psihiatri, de social worker și așa mai departe. Și acum ultima redută este să vină după copiii noștri, să-i protejeze de noi. Păsările acestea de pradă trebuie oprite. Suntem aici să protestăm împotriva unui sistem care crede că știe mai mult despre educarea copiilor decât mama și tata. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru că sunteți alături de această familie și vom continua să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei până când copiii vor fi dați acasă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Îl am alături de mine și pe pastorul Petru Lascău, care este venit în San Francisco din Phoenix, Arizona. Mă bucur să vă revăd, un orădean de al meu. Ați venit cu gânduri multe, ați venit cu o inimă încărcată de emoții. Mai descărcați-vă puțin acum pentru cei ce nu au reușit să fie în San Francisco. Cred că este un eveniment extraordinar pentru comunitatea noastră românească, pentru că ne unește durerea unei familii. Ne-am identificat cu această familie, așa cum ziceam și în discursul meu, am 5 nepoți și mi-este imposibil să mă gândesc la ideea că cineva mi-ar putea lua într-o zi. Vreau să mulțumesc tuturor românilor de pretutindeni care sunt alături de familia Bodnariu. Dumnezeu să binecuvânteze! Vă mulțumim mult! Ați spus de nepoții dumneavoastră, copiii dumneavoastră sunt implicați în biserică, de asemenea, și alături de ei o întreagă generație tânără. Întotdeauna ați avut o inimă pentru tineri. De data aceasta, inima este pentru Marius, pentru Ruth. Provocarea pe care Marius și Ruth o au acum este de a înțelege că durerea lor este pentru beneficiul unei întregi națiuni care trece în momentele acestea. Și nu numai o națiunea norvegiană, să spun așa, ci pentru toate națiunile Europei. Ne îndreptăm spre globalizare și copiii aceștia răpiți sunt un fel de ieniceri a unei noi ordini mondiale. Ei trebuie rupți de
familie, trebuie rupți de religia familiei, trebuie îndoctrinați în supunerea aceea în care tot poporul norvegian este așa. Europa are nevoie de asemenea ieniceri și lupta aceasta împotriva familiei capătă niște forme aberante în aceste zile prin răpirea copiilor din familie. Am înțeles din statistici că Norvegia prin 2050 va avea mai multe familii nenaturale, în sensul de familie de homosexual, decât familii normale. E bine, dacă oamenii aceștia au ales să-și trăiască fericirea lor cum și-au ales-o, fericirea asta lor este stearpă, nu face copii. Și atunci vor să își perpetueze specia asta degradată, rupând copiii din familiile sănătoase a unor creștini excepționali. Este mai mult decât revoltător. Nu poți să nu ieși în stradă pentru asemenea crimă împotriva umanității, împotriva familiei, împotriva tot ceea ce credem noi. Vă mulțumim pentru că v-ați alăturat protestului, vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și în blogosferă, vă mulțumim pentru gândurile dumneavoastră așternute pe hârtie atât de des, care ne hrănesc și chiar dacă nu ne vedem și chiar dacă telespectatorii nu vă văd întotdeauna, totuși în blogosferă vă găsesc foarte bine. Pași spre lumină! Și cu aceste cuvinte revenim la marș, vă mulțumim tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze!